Avântul Reghin va profita de pauza competițională cauzată de retragerea mai multor echipe din serie și va disputa vineri un joc de pregătire. Adversara formației noastre este FCM Târgu Mureș, ocupanta locului 8 în Liga a doua. Tot pe poziția a 8-a se situează și formația lui Andrei Enedi, însă în cea de-a treia ligă. Partida amicală FCM Târgu Mureș, Avântul Reghin, se va desfășura cu începere de la ora 17, pe terenul sintetic al Academiei de Sport din cadrul complexului Weekend. După acest joc de pregătire, FCM Târgu Mureș reintră în competiție pe 27 aprilie, când va primi vizita formației FC Maramureș Universitar Baia Mare. De cealaltă parte, reghinenii vor juca în liga lor abia pe data de 3 mai, cu Compet Ploiești.